Da, fraților, am plecat într-o plimbare cu trotineta. Am luat și casca nouă. Să vedem cum filmează, dar o să mă duc până aici la bancomat să scot niște bani. Poate mai târziu mă duc la o shawarma. Să vedem cum se descurcă casca asta. Facem și proba. Am dat pe o rezoluție mai bună la cameră. Că nu prea îmi place cum se vede claritatea, dar nu știu de ce. Copii, își luau. Vedem dacă mai e bun aici bancomatul. Dacă nu, trebuie să mă duc numai în centru. Nu prea am eu chef să mă duc. Bine, oricum trebuie să mă duc cu trotineta. Mamă, dar ce e cald. Sper să filmeze ca lumea. Dar nu te mai faci mai verde. Ai trecut pe roșu, mai uite și tu la semaforul alea. Și ce tâmpiță-s, bă, unii. Doamne. Mulți n-au creier în capul ăla, bă, fraților. Să vedem aici dacă au acum l-au reparat. Fac așa ca să nu se vadă. Oricum nu vedeți nimic ca aici. Nu vă arată film. Lucrări peste lucrări, fraților. Am făcut niște bănuți și de o shawarma. Mai trebuia vreo 8 lei, dar am scos 2 lei în plus, adică acum ar veni. Am scos 20 lei de la bancomat, mai aveam 20 lei pe card și îmi trebuia că-i 28 de lei shawarmica. Și am făcut și o afaceri, trebuie să fiți descurcăreți. Bă, nu recomand să vă duceți. Bine, eu am jucat la numere. Să fiu atent. Am jucat la numere. Acum nu vă recomand să vă îndemn să jucați sau să fac reclamă la așa ceva. Mai joc și eu când și când. Nu credeți că bag bani acolo să pierd bani. Am ieșit în plimbare să probăm noua cască. O să vedeți, cred că probabil întâi vlogul ăsta, sau nu știu, o să văd eu cum le fac. Și o să parașutiște. O luăm pe aici ca să ajungem în parc. Face probleme cardul ăsta, dacă trebuie să-i dau o formatare, dar n-am ăla la mine, că scoteam datele din card. Așa o să funcționeze 3 minute și după 3-4 minute se oprește.
Da, dar fac așa o mică probă ca să vedeți cum cum filmează și n-are rost să chinui că nu. Până nu-i dau formatare, nu, și pierd datele din el. N-am șmecheria aia, dacă aveam sticul ăla. A, nu-i târziu să mă duc să-l iau de acasă, da? Haideți-o leacă pe aici să vedem ce-o mai făcut. Cred că v-ați plictisit de drumul ăsta. Mesajul vorbim să văd ce face. Bine, eu am dat și pe 5,3K. E o leacă mai performant ca 4K și s-ar putea ca virgulă cardul să nu suporte. El zice că e V30, da? Cardurile astea nu mai știi ce mai scrie pe ele. Poate să scrie într-un anumit fel și când înregistrez la 4K sau la 5K, deja gata, face figuri. Și cardi 200 și ceva sau 102, nu. Cât are, mă, 228, 252. 252 de giga. Da. Văd că pe aici au băgat asta, după aceea să pună în pavele, ce trebuie să pună pe aici, nu știu ce vor pune pe aici. Încă nu-i gata, uite că se săpe încolo. Văd o săgeată pe aici. Când ajunge la 3 minute și ceva, apuși să închide, nu mai filmează. Haideți să vedem ce o săpat aici în capăt, că-s curios să vedem ce o săpat. E vorba să facă stâlpii ăștia de susținere, pilonii ăștia de susținere. Da, nu mai mă duc eu până acasă să mai iau cardul. O să merg până aici, mă duc până în centru un pic, după aia mă duc să iau și eu o gustărică. N-am mâncat de dimineață, m-am trezit pe la 10:30, am mâncat micul dejun, așa cum se zice acasă. Prânzul nu l-am luat, că de obicei o mă trezesc pe la 10:30, 11, mai ales cu serviciul ăsta. Vreau să vedem, dar uite-mă că bagă piloni din ăștia pentru podul ăla care o să fie. Deja îi bagă, ia să vedem alea, să urmărim noi pe aici, ia uite, mamă, ce-o să facă ăștia, uite acolo o să vină pus. Interesant. Uitați ce din ăsta care e sap adânc. Dar cât îți de mare astea oare, cât are? 2, 4, 6, cred că au vreo 10 metri. Cred că au vreo 10 metri. Ce groase. Și acolo vine băga beton în astea, în picioarele astea podului. Da, păi da, n-are rost să mai mă chinui să mai filmez, că văd că nu vrea să... Uite, o dat de apă acolo, curge apă. Probabil la adâncimea aia, îți dai seama. Generator electric. Nici nu face gălăgii. Da. Bă, fraților, cred că cam atât cu vlogul, că n-are rost să mai mă chinui. Dacă nu vrea să filmeze cardul ăsta, trebuie să dau o formatare. Și uite, așa o să, coridor pentru deplasări nemotorizate, parcul Canciucov, stadion, bazin de not. Dacă nu o să fie gata, unii scrie 11 luni,
A, deci la anul, deci de pe 12.6 până pe 12.5.2024. Deci în luna viitoare. Puh, opa, iau, bă, cu asfaltat pe aici, bă, asta, bă, pista, mă. Ia, cu asfaltat pista, hai să mergem pe pista. Oricum nu-i gata în lucru, dar ia uitați cât e de fain o asfaltat-o. Bă, dar ce fain o asfaltat pista. Bine, încă ea nu-i gata. Dar uite ce fain mergi pe pista. Fain, foarte, super. Uite și aici. Opa. După care aici unii mă scoate în stradă. Ce lucrare e asta? Te scoate după aia în stradă? Da, fraților. Cam atât cu vlogul. Cu voi a fost Adrian Cătălin Zecate și ne vom revedea la un nou vlog. V-am pupat, pa, pa!